Primii castraveți autohtoni pot fi găsiți deja în piețele din Chișinău. Agricultorii se plâng însă că sunt nevoiți să vândă legumele la jumătate de preț din cauză că au prea puțini cumpărători. În seara din satul Speia, raionul Anenii Noi, culesul roadei este întoi. Iacob Muntean cultivă hibridul Lenara, care se deosebește prin faptul că e mai roditor, mai aromat și mai dulce. Acești castraveți au fost semănați la data de 20 ianuarie. La sfârșitul martie, de acum se începe sezonul de recoltare. Așa, cu toate greutățile, dar vrem să facem față, vrem ca să fie, să avem vitamine, producție noastră autohtonă. Fermierul povestește că odată la două zile reușește să strângă o tonă de castraveți, pe care ulterior îi vinde cu 30 de lei kilogramul. Asta în timp ce anii trecuți prețul varia între 55 și 60 de lei. Nu e și cerință de acum, că nu sunt atâtea ceremonii, nu lucrează ospătăriile, nu lucrează restoranele și consumul meu e mic. Legumele sunt crescute în condiții speciale. Se ude în aproape în fiecare zi cu îngrășăminte, nu se dă multă apă, dar se dă în cantități mici la fiecare plantă cu picurătoarea. Dacă acestea sunt mustiețele, trebuie să le rupim când curcă la castraveți. Noi, cum pe anual, avem 14-15 toane de castraveți la o femeie, la un membru. Legumele sunt pur ecologice. Noi acum facem îngrijirea plantelor. Îndepărtăm câte o frunză, poate este mustecioarele, să le învârtim pe sfoară. Aceste legume pot fi folosite atât la conservat cât și la măști faciale, datorită faptului că sunt bogate în vitamine.